Iskra este singura echipă care a reușit cel puțin o egalitate până acum. După 1-1 cu Varaždin, Oțelarii de Râbniță au plecat în Croația cu gândul că șansele de calificare sunt mici. Favoritul va fi totuși команда соперника. Вот она и Хорватия стоит FIFA выше Молдовы. Ну и игроки класса уровня выше. Посмотрим, как бы я не хочу прогнозировать. На данный момент 1-1, а в следующей игре посмотрим, как оно будет. Nu concepe să rateze calificarea fosta campioană a țării Șerif, după ce au evoluat 2 ani la rând în grupele Ligii Europei. Tiraspolenii au nevoie doar de victorie în fața lui Železnicer pentru a nu părăsi competiția pe ușa din dus. Șerif are de remontat rezultatul de 0-1 registrat acum 6 zile în Bosnia.